se vede parcă o grădină și doi care au venit să o vadă. Priviți vietul și stăpânul, priviți smochinul fără roadă. Îl văd frunze, îl văd că-i verde, îl văd că ar fi destul de mare, dar vai, căutând să vadă roada, coroana lui roadă nu are. Ce să te țin eu în grădină ca pe o tufă să-mi umbrească locul? Am să te tai, strigă stăpânul, mai bine să te ardă focul. Avea cu dânsul o secură pe care o ținea în mână și vezi că încearcă o figură ca să o bage în rădăcină. Și când stăpânul se rotește să-l taie cum își face planul, îl vezi pe fiul mișlocește să-i mai îngăduie un an. Priviți cu ce rugă fierbinte începe fiul să oprească. Mai lasă-l încă un an, părinte, dar de lui face să rodească. Cum poți să porți cu tine gândul încă un an să-l mai susțin? Când iată, sunt 3 ani de-a rândul de când tot gol și șterpul știu. Și pot să treacă mulți în fine și tot nu va scăpa de foc. De ce să nu-l tăiem mai bine și să plantăm altul în loc? Mai lasă-l anul acesta, tată, dar de-o-i putea să-l scap de vină, că am să încerc să-l curăț roată și am să-l sap la rădăcină. O să-i pun gunoi ca hrană și apoi în fiecare zi îl voi curăți orice tulpină ce în jurul lui îl va umbri. Dar lasă-l încă un an, părinte, ca mâna mea să-l îngrijească, că am să fac tot ce-i posibil, doar de lui face să rodească. Stăpânul îi primește planul micuțului mijlocitor și el s-a pus să urmărească smochinul cel neroditor. Creștini, priviți acum grădina și ia priviți și pe cei doi. Nu suntem oare noi de vină? Nu-i oare vorba despre noi? O, nu ești tu plantat în lume în via Fiului cel Sfânt? O, nu ești tu smochinul care stai fără roadă pe pământ? O, nu ești tu smochinul care de atâția ani nu mai rodești? O, nu e anul de îndurare acela în care tu pășești? Schimbă-ți viața ta îndată, că dacă nu, vei fi tăiat. Gândește-te câți ani stăpânul tot fără roadă te-a găsit, ori fi vreo 3 ca și smochinul, sau poate mult mai învechit. Și în anii tăi pierduți, creștine, în câte zile de necaz, în câte n-ai chiar zis în tine, viața mea tăiată-i azi, prin câte curse incidente, prin câte valuri n-ai trecut, gândește-te în câte momente n-ai zis, de astăzi sunt pierdut. De câte ori credeai pieirea în lucru, acasă sau pe cale, de câte ori n-a fost securia la rădăcina vieții tale. În câte clipe din viață părea că ai fost ferit de o mână să nu-ți cadă ceva în față sau să te calce vreo mașină, și te-ai convins că nu prin minte ți-a fost scăparea pusă în plan, căci șoptea chiar și atunci, mai lasă-l, tată, încă un an. Din mile de avertismente ce se îndreaptă către tine, o spune-mi, ai luat aminte? O spune-mi, te-ai întors, creștine? Pri-
privește urma vieții tale, anilor ce ai îngropat, privește ramurile goale și totuși El nu te-a tăiat. Dar iată marea bunătate a Tatălui bun și milos, de câte ori a vrut El să te scape, deși erai un mare păcătos. Dar iată, poate nici prin minte, nici prin vis n-ai întâlnit, căci azi îți va ieși înainte acel ce în lume te-a sădit. Căci iată, îi voi da lumină și hrană după gustul meu, îl voi săpa la rădăcină și îl voi uda mereu, mereu. Te lași de azi să te îngrijească acel ce ia angajament? Vrei și tu via să rodească sau stai și azi indiferent? Gândește-te, un an de probă, aici să începi cu fapte noi. Întoarce-te, creștine dragă, ca să poți fi un nou al toi. Alegeți azi un drum din două pe care vrei ca să apuci. Te duci de azi pe calea nouă sau tot pe calea rea te duci? Să nu rămâi ca și smochinul, ce focul pentru el e în plan, că ar putea veni stăpânul chiar într-o zi din acest an. Cine ar putea să mijlocească când timpul probei ți s-a dus? Cine ar putea să ocrotească mai mult, mai bine ca Iisus? La cine vei găsi îndurare să schimbi din nou cerescul plan? Sau cine ar fi să ceară iarăși, mai lasă-l Tată încă un an? Că nu e scris ca să mai fie în ziua mare altun loc. Ori vei trăi o veșnicie, ori vei fi smuls și ars în foc. Abia atunci a ta ființă va regreta că n-a dat roadă, când vei fi scos pe totdeauna din slava împărăției sale. Creștin, priviți iarăși grădina și apoi priviți și pe cei doi. Nu suntem oare noi de vină? Nu-i oare vorba despre noi?